Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a semnat un contract de finanțare în valoare de peste 4 milioane de lei în cadrul programului operațional Infrastructura Mare. Suma va acoperi cheltuielile de pregătire a proiectului, prin care Consiliul Județean își propune să extindă și să consolideze sistemul de management integrat al deșeurilor solide în județ. În cadrul proiectului se vor întocmi documentele suport și se vor achiziționa servicii de asistență tehnică, care vor corela situația actuală a sistemului de management al deșeurilor cu pașii care trebuie urmați și investițiile ce trebuie făcute pentru a se atinge obiectivele și țintele stabilite conform legislației în domeniu prevăzut în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2019-2025. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a postat un mesaj pe pagina sa de socializare referitor la acest subiect. Obiectivele pe care Consiliul Județean Mehedinți le are pe termen lung în acest domeniu sunt creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare până la 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate termen 2035, creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale la 15% din cantitatea totală de deșeuri municipale valorificată energetic, termen 2025. Reducerea cantităților de deșeuri depozitate la 10% din cantitatea generată de deșeuri municipale, termen 2035. În perioada imediat următoare va demara procedura de licitație pentru achiziția serviciilor prevăzute în proiect și elaborarea studiului de fezabilitate, a transmis Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, pe pagina sa de socializare. Contractul de finanțare în valoare de 4,4 milioane lei va acoperi cheltuielile de pregătire a proiectului prin care Consiliul Județean își propune să extindă și să consolideze sistemul de management integrat al deșeurilor solide în județ.